Este o zonă mereu surprinzătoare, cu imagini de o frumusețe unică, cu locuri pline de legendă, oameni bogați spiritual, cu peisaje naturale deosebite, iar când toate aceste frumuseți se găsesc într-un singur loc, sub un singur nor, un nor protector, merită admirate și împărtășite tuturor. O apă, un drum șerpuitor, un lăcaș, o mână de oameni, o istorie bogată, un loc de legendă. Noi pe tine.
tine te laudă. Iacobul tău ceresc având, ne dă nădejde, dă și când noi pe tine te laudă, pe tine, Doamne, te chemăm, când ne rugăm și ne închinăm, pe tine te laudăm, când sufletul ne e încărcat și de dureri și de păcat, pe tine te laudăm. Ajută-ne, ne mântuie, și din necaz ne mântuie, pe tine te laudăm. La mai puțin de 30 de kilometri de sighetul Marmației, acolo de unde izvorăște râul Cosău, din creștetul munților, se regăsește un loc unic, cu triplă însemnătate în patrimoniul istoric, turistic și cultural al Maramureșului. Umbrește-ne cu harul tău, să nu ne biruiește rău, noi pe tine te laudăm. Domnul mă pace și Părinte, ne aflăm în Budești, în mănăstirea de la Budești, un loc frumos despre care mulți ar dori să știe foarte multe lucruri. Ați putea să ne spuneți un scurt istoric al mănăstirei de atunci, de când a început să se construiască și până în momentul de față? Da. S-a pus piatra de temelie în 1994 din dorința credincioșilor din sat, mai precis al unchiului Lupuț, care a fost cu ideea aceasta. Iar dezvoltarea ei a fost mai lentă datorită faptului că este o distanță mai mare de până în sat, de 7 km, și drumul fiind mai greu accesibil, s-a dezvoltat mai încet, dar cu timpul s-a asfaltat și o parte din drum și iar cealaltă parte s-a făcut un drum pietruit și acum situația este mult mai bună. Mănăstirea are hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena la 21 mai. Sfinți care poate că abia acum se cunosc mai bine prin faptul că au mai multe biserici și mănăstiri acest hram. Sfinți care au avut un rol important în istoria bisericii noastre. Nu sunt sfinți atât de populari ca și alți sfinți, ca Sfinții Mucenic Gheorghe sau Vasile cel Mare, Ioan Mărgăreau sau Ioan Botezătorul, dar rolul lor a fost foarte important în istoria bisericii noastre și de aceea ei sunt socotiți sfinți întocmai cu apostolii pentru rolul important pe care l-au avut în istoria bisericii noastre. De aceea este și bine pentru noi, pentru că e un hram mai de vară, pentru faptul că aici iernile sunt mai grele. După ce începe să ningă, atunci greu se mai duce zăpada.
și atunci este mai greu accesibil. Iar la hram, de obicei, vin credincioșii nu numai din Budești, ci și din satele din prejurim, cu un sobor frumos de preoți și încet, încet începe să fie tot mai multă lume, mai multă lume, pentru faptul că încet, încet începe să fie cunoscută mănăstirea noastră, pentru că orice, chiar și pelerinii, nu numai cei care sunt turiști, totdeauna ei se interesează drumul de acces cum este. Acum, în ziua de astăzi, drumul de acces fiind foarte bun, atunci și pelerinii sau turiștii sau creștinii care sunt în căutarea unui loc mai liniștit sau unui loc de rugăciune, vin mult mai ușor în ziua de astăzi. Este vorba de mănăstirea de la Budești, mănăstirea Roșia, așa cum îi spun localnicii. Lăcaș de cult ce se află poziționat în mijlocul naturii, înconjurat de toate părțile de păduri de brad. Și Domnul l-a auzit pe el.
Odată ajungi sus, la mănăstire, efortul urcării este pe deplin răsplătit, căci locul uimește prin liniște, pace și frumusețe. E o adevărată oază de liniște, iar atmosfera încărcată de tăcere te mângâie din primul moment în care pășești în acest loc, unde expresia rupt din rai devine realitate. Odată ajuns, ceva venit de mai presus de ființă te face să eziți să calci firul ierbii sau să rostești o simplă vorbă, pentru că ai sentimentul că acea ordine atât de perfectă s-ar putea destrăma.